Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de sâmbătă, 12 august 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care veniți în întâmpinarea noastră cu diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această zi frumoasă de 12 august, țin să-i urez un căl duros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește și să îi se împlinească toate visele. Iată cum arată ceșcuța noastră de astăzi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți, dragii mei. Haideți să citim ce este aici în ceșcuță. Dragul meu sau draga mea, văd că ai doi dușmani în jurul tău. Aceștia tot născocesc minciuni despre voi. Dar să știți că trebuie să stați liniștiți pentru că oamenii oricum vă cunosc cum sunteți voi, vă cunosc sufletul și știu că nu ați face ceea ce acești oameni pretind că voi faceți sau ați face. Da? Oamenii care țin la voi vă cunosc foarte bine și nu trebuie să vă fie teamă de ceea ce acești dușmani născocesc despre voi. Dragii mei, văd că aveți foarte multe drumuri. Vă duceți, veniți, vă duceți, veniți și de la un anumit drum vă vine o geantă. O geantă plină cu cadouri. Poate fiul, poate fiica să vă trimită aceste cadouri și să vă bucurați foarte mult pentru că veți avea și parte și de multe surprize printre aceste cadouri. Da? Adică nu o să găsiți acolo numai lucrurile pe care le-ați dorit, dar o să găsiți și câteva lucruri la care nu v-ați fi putut gândi. Și o să vă bucurați foarte, foarte mult. Pentru cei cu litera L, dragii mei, văd aici o cheie. De mult timp văd că așteptați ca această cheie să vină în mâinile voastre. Poate așteptați o moștenire sau să vă mutați din locul în care sunteți acum. Poate vreți să cumpărați sau să vindeți o casă sau această moștenire, să știți că veți reuși destul de curând. Dragii mei, văd aici un înger cu aripile deschise asupra voastră. Când aveți o greutate pe suflet sau o problemă, acest înger să știți că este alături de voi și vă ajută. Când aveți ceva de rezolvat, de asemenea, este de ajuns să îl rugați pe acest înger să vă sprijine și veți vedea că vă va ajuta imediat. Dragul meu sau draga mea, văd că tu și persoana ta sunteți în separare acum. Fie nu vorbiți, fie ați decis că vă trebuie o pauză, fie sunteți departe unul de celălalt pur și simplu. Dar văd că cealaltă persoană, dragul meu sau draga mea, se gândește tot timpul la tine, te urmărește pe rețelele de socializare și vrea să afle totul despre tine. Ce mai faci de când nu mai ești cu el sau cu ea, dacă te gândești la o altă persoană și așa mai departe. Și numai la gândul că altcineva ar putea fi în viața dumneavoastră, simte că înnebunește, simte că pulsul său o ia razna. Nu-și poate închipui așa ceva pentru că el sau ea plănuiește să revină în viața ta, știe că și tu te mai gândești la el sau la ea și că îl vei primi sau o vei primi. S-a gândit la o strategie în acest sens și în curând să știi că o va pune în aplicare. Așadar, așteaptă-te la această surpriză
Poate pentru unii va fi o surpriză, poate pentru alții mai puțin, poate pentru alții va fi exact ceea ce vă așteptați, da? Ca această persoană să vină în viața dumneavoastră sau să revină. Dragii mei, văd cum se deschide o ușă albă în fața ta, fie în muncă, fie în dragoste, văd că îți va merge și ție bine. Se închide o perioadă negativă din viața ta și se deschide un nou capitol nemaipomenit. Pentru cei cu litera V, dragii mei, văd aici un pantof. Ați avut în trecutul vostru, ați avut anumite probleme financiare, dar acum văd că sunteți mult mai relaxați cu privire la aceste probleme, pentru că veți reuși să achitați tot ceea ce aveți de achitat, să vă dați toate datoriile pe care le aveți, da? Văd că aveți drumuri deschise, o să vă meargă totul ca pe roate, oriunde veți merge, veți reuși să faceți tot ceea ce gândiți. Dragii mei, văd că vă va veni o sumă de bani, dar este posibil ca această sumă de bani să vină în trei părți. Întâi prima parte, apoi a doua parte, apoi a treia parte. Este posibil de asemenea să câștigați la loto sau să vi se întoarcă o datorie și vă veți bucura foarte mult pentru că văd că vă veți rezolva problemele pe care le aveți cu finanțele. Văd că mulți dintre voi, într-adevăr, ați avut probleme fie în muncă, fie cu sănătatea, fie cu copiii. Dar văd că, având această sumă de bani, veți reuși să faceți tot ceea ce v-ați propus. În casa voastră, dragii mei, văd că sunt foarte multe furnici, intră belșugul, fericirea, greutățile se dau la o parte din calea voastră, blocajele la fel. Acum reușiți să faceți, într-adevăr, tot ceea ce vă puneți în cap. Intrați într-o perioadă foarte, foarte fericită a vieții voastre. Dragii mei, văd aici un drum cu răscruce, de fapt sunt patru drumuri, toate sunt deschise pentru voi, fie în muncă, fie financiar, da? Însă va trebui să alegeți cu inteligență, cu înțelepciune, drumul pe care vă doriți să mergeți. O să vorbiți foarte mult prin telefon în această perioadă, o să vă vină o veste puțin mai neplăcută, este posibil să plângeți puțin, în legătură cu anumite rude ale voastre mai îndepărtate sau cu anumiți prieteni vor fi aceste vești, da? Un șarpe, dragii mei, mai apare, este un dușman ascuns, mereu vă urmărește acest dușman și să știți că veți descoperi voi înșivă cine este, pentru că această persoană o să-și scoată singură masca. Este cineva cu litera B în nume sau prenume. Și în două zile sau două săptămâni o să-l găsiți, o să-l demascați și o să-l dați afară din viața dumneavoastră, da? Chiar dacă o să vă pară rău pentru că se pare că era o persoană foarte apropiată de voi. Dragii mei, văd aici o mamă și un copil. Acest copil este bolnav în curând, dar destul de repede se va face bine, se va vindeca. Foarte mult văd că vă chinuiți pentru el, vreți să fie bine, dar să știți că în 8 zile începând din acest moment, acest copil își va reveni, va fi din ce în ce mai bine. Două persoane, dragii mei, mai văd aici, o femeie și un bărbat, sunt înalți și slabi, poate sunteți voi. Până la urmă să știți că vă veți căsători pentru că sunteți sortiți unul altuia și sunteți ocrotiți de îngeri și de divinitate, dragii mei. Văd aici un pom cu rădăcinile adânc înfipte în pământ. Se pare că și tu vei fi foarte puternic sau puternică în următoarea perioadă. Vei sta drept în calea greutăților. Vei avea atâta curaj încât te vei întreba și tu cum de-ai devenit așa, de unde ai atâta energie. Unii dintre voi, dragii mei, văd că v-ați închis în casă, nu știu de ce, dar văd că alegeți să stați mai izolați în această perioadă de lume. Aveți o greutate pe suflet pe care nu vreți să o spuneți la nimeni. Sunteți plictisiți și debusolați.
Doar priviți pe geam, poate că unii dintre voi sau unele dintre voi așteptați ca o persoană anumită să vină în viața dumneavoastră, să vă scoată din această stare și să știți că acea persoană va veni și pentru voi. Dragii mei, văd că în perioada aceasta veți avea dureri de dinți și din cauza că vă va durea și capul, văd că veți lua și pastile. Dar pentru durerile mai grave este posibil să doriți să mergeți la un medic. O să aveți și bani, o să intre bani în buzunarul vostru, o să scăpați și voi de datoriile pe care le aveți. Foarte multe uși se deschid în calea voastră, iar dușmanii fug de voi, le este frică de puterea voastră și mai ales le este frică să nu-i descoperiți, da? Așa că singuri se vor îndepărta de voi. Dragii mei, văd aici o baltă și voi sunteți în această baltă și o plută. Văd că o să scrieți o pagină nouă în viața voastră. O să vă meargă totul din ce în ce mai bine. Veți fi din ce în ce mai fericiți. Greutățile le veți lăsa în urmă și intrați pe o ușă luminoasă, da? Parcă se deschid porțile raiului pentru voi, da? Atât de bine vă va fi în perioada care va urma pentru voi. Mare atenție, dragilor, la cei dintre voi care stați numai în casă și nu aveți probleme de sănătate, da? Faceți tot posibilul și ieșiți puțin afară. Plimbați-vă puțin pentru că altfel riscați, dragii mei, să vă îmbolnăviți pe fond psihic, da? Riscați să faceți depresie. Dragii mei, văd că unii dintre voi plecați undeva cu mâna plină ca să rezolvați o treabă sau să vă aranjați treburile cu niște acte, poate pentru o muncă pe care o veți dori de acum înainte. Și sunteți cu bagajul în mână, sunteți undeva la aeroport sau cu mașina voastră sau cu autobuzul. Când plecați la acest drum, dragii mei, văd că vă uitați foarte mult în urmă la persoanele pe care le lăsați în urma voastră și vă doare inima pentru că lăsați aceste persoane în urmă. Da, oricum este bine pentru voi, pentru că exact cum v-am mai spus deja, vă intră în buzunare sau intră în casa voastră o sumă de bani destul de importantă. Văd că așteptați de ceva vreme acești bani, poate de câțiva ani. Sunt niște datorii mai vechi care se întorc la voi și astfel veți reuși să vă faceți și voi toate treburile. Haideți să vedem dorința voastră. Dorința voastră să știți că este pe cale să se împlinească. În casa voastră să știți că veți trăi o împăcare între soț și soție sau între parteneri, dragii mei, sau între părinți și fiică sau fiu. Văd că va fi din ce în ce mai bine și pentru voi. Și mai văd aici o pereche de ochelari, dragii mei. Este posibil să aveți probleme cu ochii în această perioadă, așadar mare atenție dacă nu prea mai vedeți bine, dacă nu prea mai puteți citi fără ochelari, da? Poate că va trebui să refaceți controlul la ochi la un medic. Da, acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!